Nu te compara cu nimeni, indiferent de situație sau de om. Nu compara zilele tale de slăbiciune cu cele de elită ale altcuiva. Și nici povestea vieții tale cu vreuna din cărți sau filme. Nu imita modele sau valori ca să simți că ești la nivelul celorlalți. Nu te înjosi renunțând la ceea ce ești și nu răvni la lucrurile care nu te fac fericit decât pe jumătate. Ochii lumii nu ți-aparțin. Ideile celorlalți n-au decât să vină rând pe rând. Nu le lua în seamă. Lumea nu a evoluat pentru că a gândit la fel. Nu compara capitolul 2 din viața ta cu partea a doua din destinul cuiva. Tu urmează-ți drumul și calea. Chiar dacă e anevoios și nu știi dacă faci bine. Continuă să faci ce-ți place, chiar dacă pe alocuri ești nesigur și plin de ipoteze negative. Conturează-ți viitorul în culori pastelate. Dar cel mai important, așa cum îți place ție. Lasă deoparte fricile, grijile și oamenii toxici. Iar dacă insiști să te compari, fă-o cu tine. Vezi cine ai fost ieri și lucrează la ce ai fi putut să devii azi sau la ce poți să devii mâine. Fă schimbări unde este cazul. Cere ce ți se cuvine și luptă pentru a deveni mai bun decât ai fost. Fii cine simți că trebuie să fii. Valorează cât un original și nu te coborâ la prețul unei copii.